Această geantă ar trebui să schimbe nuanțele sale în funcție de lumină, dar în realitate este total inversul. Nu-i pasă deloc dacă se află la lumină sau întuneric. Am comandat o piscină pentru copiii mei. Dimensiunea ei a fost cam mică. După cum puteți vedea, în piscină nu încape nici câinele. Ce să mai zicem de copii? O lună am așteptat să vină noul Xbox seria 6. Am început să mă îngrijorez de comandă chiar înainte de a deschide coletul. Care este probabilitatea că în interior totul a rămas intact? Probabil coletul a fost livrat de AC Ventura. Am comandat câteva componente pentru calculatorul de masă pentru a-i adăuga puțină putere. Au venit acestea în această formă. Sper că jumătate din ele au ajuns în întregime. Am cumpărat o pereche de Adidas de pe eBay. Perechea era exact ca pe poză, iar mărimea se potrivea perfect, doar că în locul umpluturii tradiționale, vânzătorul s-a gândit să pună lingerie intimă. Am comandat pe Amazon un pistol de asomare, însă nu știam că setul include și mucegai, așa ceva încă n-am văzut niciodată. Tocmai ce am primit, pantofii comandați de pe AliExpress. Înainte de a le comanda, am verificat de mai multe ori dacă mărimea corespunde cu a mea, dar se pare că totuși noi ne diferențiem puțin de chinezi. După ce prietena mea și-a comandat o geantă Prada la un preț mai mic, m-am gândit să-i interzic să-și mai cumpere produse de pe Instagram. În locul logo-ului Prada, pe geantă scria Padre. Mama mea și-a comandat de pe AliExpress o cratiță roșie la doar 3 roni. Această întâmplare îi va fi o lecție, deoarece pe viitor va trebui să fie mai atentă la eticheta de preț. Mi-am cumpărat un cablu de încărcare, însă nu m-am așteptat că el o să aibă o lungime de 8 metri. Mai pe scurt, el se va potrivi perfect persoanelor care nu au priză lângă pat. Mai întâi plătești suplimentar pentru ambalarea frumoasă a coletului, apoi nici nu înțelegi pe ce ți-ai cheltuit banii, doar pe o singură panglică. Țineți minte, cumpărarea unui produs foarte fragil de pe internet nu este o idee bună deloc. În interiorul acestei cutii se află o oglindă. Tatăl meu și-a cumpărat o friteuză pentru a savura mesele cu crustă crocantă. Bineînțeles că nu și-a primit friteuza dorită, ci un aparat de făcut vată de zahăr. Recent am început să cânt la chitară electrică. Bineînțeles că am strâns niște bani și am decis să-mi cumpăr un amplificator. După ce am deschis coletul, mi-au apărut prea multe întrebări despre dimensiunea sa. Supereroii sunt iubiți atât de băieți cât și de fete. Această fetiță și-a dorit masca Catwoman, dar în schimb a primit o mască în forma unei pisici obișnuite. Nimeni nu ar fi comentat nimic despre lungimea acestui cablu dacă pe cutie nu s-ar fi arătat cum trebuie să arate el de fapt. I-am comandat prietenului meu șosete cu poza lui. Pe un ciorap a fost reprezentat el, iar pe celălalt un tip străin. Nici măcar nu-l cunoșteam. Nu uitați să vă răsățați animalele de companie cu diferite jucării pentru a le distrage puțin în timp ce sunteți ocupați. Doar că înainte de a comanda ceva, citiți cu atenție recenziile site-ului. Vă plac iluziile optice? Atunci cu siguranță covorul acesta va fi pe placul vostru. Autorul fotografiei a rămas puțin șocat de dimensiunea covorului, care este puțin mai mare decât un tub de Pringles. La început ești în al șaptele cer de bucurie când găsești un disc de vinil foarte rar la un preț foarte avantajos, însă după ceva timp înțelegi de ce prețul a fost atât de mic. Cum vi se par acești pantofi? Site-ul de pe care i-am comandat s-a dovedit a fi fake, însă o pereche de încălțări ei totuși mi-au trimis. Nu am plâns niciodată atât de tare. Așa arătau cizmele în pozele magazinului online. Acum priviți ce i-a venit clientei. Sunt două perechi complet diferite. Acest sacou din perle m-a făcut mai înțelept, deoarece voi fi mult mai atent la produsele magazinelor online. În loc de perle era imaginea lor. Am decis să-mi cumpăr o caracatiță drăguță care dintr-o parte trebuia să fie tristă, iar pe de altă parte fericită, însă jucăria mea era pe ambele părți tristă, pot spune că este o jucărie a unui pesimist adevărat. De mult am visat să am în curte o piscină gonflabilă și în cele din urmă am reușit să-mi întruchipez visul în realitate, însă se pare că a fost o mare greșeală.
Cineva a dat comandă de o cană, iar în această formă a venit ea. Se pare că vânzătorul a uitat să pună în cutie un super glue pentru a strânge cana ca pe un puzzle. Cumpărăturile de la vânzătorii neverificați de pe AliExpress sunt un joc de loterie. De data aceasta, biletul a fost unul pierdut, deoarece sub turnul Pisa din Italia scria Franța. Am cumpărat un disc de vinil extrem de rar pentru colecția mea, iar serviciul de livrare a decis să-l împacheteze doar cu benzi din cauciuc, din cauza cărora discul s-a îndoit. Am comandat de pe internet jucărie sub forma unui câine Shiba Inu, care a fost trimisă într-un ambalaj cu vacuum. După ce i-am scos ambalajul, jucăria nu arăta mai bine. Am comandat de pe Amazon o chiuvetă, însă poșta a refuzat să o livreze acasă, deoarece cutia era prea grea. De aceea am fost și am luat-o singur, iar după ce am deschis, am văzut asta. Cel mai interesant lucru a fost că Amazon a refuzat să emită o rambursare, deoarece coletul a fost ridicat individual și nu livrat de către curier. Așa arătau pantalonii scurți pe pagina magazinului de pe Instagram, iar așa arată ei pe cel care a îndrăznit să-i cumpere. Mi-am comandat pentru Halloween o cămașă de arbitru. Pe ambalaj e reprezentat un tricou, iar în interior se află o rochie. Oare cum e posibil așa ceva? Un astfel de breloc va fi pe placul multor fete, deoarece el poate fi agățat de o geantă sau ghiozdan. Se pare că pe toată durata livrării, micuțul a trecut prin multe greutăți. Am decis să-mi fac un cadou de ziua mea și mi-am comandat o geacă nouă. Mulțumesc că mi-ați stricat toată sărbătoarea cu rochia asta oribilă. Acest pat arată ca cel pe care l-am văzut în cele mai frumoase vise ale mele. În timpul asamblării deveneam din ce în ce mai dezamăgit. Bineînțeles că am observat că poza de pe site era un simplu Photoshop, însă totuși speram că dimensiunea produsului să fie foarte mică, iar ce am primit este total diferit de ce mi-am dorit. Acest scaun este exact acel lucru care într-adevăr ne lipsea în timpul drumețiilor. Doar priviți câtă plăcere primește fata din poză. Însă după ce am văzut comanda, s-a dovedit că pe fotografiile site-ului erau niște pitici. Am cumpărat un cartof magic care trebuia să se transforme într-o plantă drăguță, dar ce a crescut la mine e greu de privit fără lacrimi în ochi. Ca și cadou, am comandat câteva pere în ciocolată, doar că în locul lor am primit pere simple și două batoane de ciocolată foarte dezgustătoare. Câteva prietene și-au comandat niște măști erou pentru fete, însă în schimb au venit măști horror, care s-ar potrivi perfect pentru Halloween. De acum înainte, voi fi mult mai atent înainte de a cumpăra ceva de pe internet. Un astfel de inel se va potrivi perfect doar pe lăbuța unui hamster. Înainte de a plasa comanda, citiți cu atenție descrierea. Un bărbat a comandat un set de cărlige pentru rufe, dar a uitat să verifice mărimea lor. Acum va putea pune la uscat doar hăinuțele păpușilor fiicei sale. Un tip și-a comandat masca lui Walter White, eroul serialului Breaking Bad, și iată ce i-a livrat curierul. Pare a fi foarte realist. Mi-am cumpărat un pian pliabil și mă gândeam oare cât de puternic va fi sunetul, dar se pare că trebuie să îmi fac griji cu totul de altceva. Vă prezint încă un caz pe care putem învăța din greșelile altora. Niciodată nu cumpărați plante suculente pe Instagram sau orice alte pagini. Un bărbat și-a comandat un set de cabluri, dar în schimb a venit un set pentru capacuri. Nici nu știu oare sunt echivalente aceste produse sau va trebui să le trimită înapoi. Verificați mereu de mai multe ori mărimea produselor comandate în magazinele online, altfel riscați să aveți încă un obiect inutil în casa voastră. O colegă de-a mea și-a comandat cartea 50 Shades of Grey și iată ce a primit ea în schimb. Nici până acum nu am înțeles, asta a fost o simplă glumă a vânzătorului sau pur și simplu a fost mințită. Dacă doriți să apăreți și voi în videoclip, trimiteți-ne pe mailul din descriere fotografiile sau videoclipurile cu dezamăgirile de pe net. De ceva timp îmi doream o pereche de Adidas noi. Am așteptat mult ziua sosirii coletului. În timpul despachetării, Adidas-ii erau la fel ca în poză, doar că de ce ambii erau pentru piciorul stâng? Un bărbat și-a comandat un rucsac pentru pisică, pentru a face călătoriile mult mai comode, însă el nu a atras atenția la mărimea rucsacului și el și pisica au rămas șocați de o astfel de achiziție.
Sora mea a comandat un covor de joacă pentru nepoata mea. Mă uit la acest ambalaj și mă gândesc cât de mici ar trebui să fie copiii ca să încapă pe el. Cu o lună înainte de a începe iarna, mi-am cumpărat o căciulă și priviți ce am primit în schimb. Mai mult seamănă cu un fel de sac care se pune pe capul ostaticilor. Un bărbat brutal ar trebui să aibă și o garderobă corespunzătoare, iar această mască s-ar încadra perfect în garderoba sa. Dar din păcate, acest bărbat în ea arată mai mult ca un clovn. I-am cumpărat pisicii un turn care s-a dovedit a fi mult mai mic decât m-am așteptat. Se pare că pisica din toată puterea încearcă să arate recunoscător pentru acest mic cadou. Unii vor spune că Adidas și Converse este visul lor roz, dar pentru a vă realiza visurile va trebui să căutați pe site-uri verificate, că de altfel vă veți confrunta coșmarul portocaliu. Această poză este ceva gen jocul găsește 10 diferențe între prima poză și a doua poză. Îmi iubesc foarte mult câinele, așa că fără ezitare m-am hotărât să-i cumpăr această piscină. Se pare că Ricky nu a fost prea încântat de piscină. I-am cumpărat fratelui meu de Crăciun un ukulele albastru, exact așa cum a vrut. După cum puteți vedea, vânzătorul a greșit comanda și mi-a trimis alt produs, dar se pare că fratele meu va fi mult mai încântat de acest cadou. Văzând această pernă imensă, m-am decis să o comand cât mai repede, însă livrarea a durat aproape 3 luni. Nu mă pot opri din râs, după ce am văzut ce mi-a venit. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Dacă v-a plăcut videoclipul, atunci rupeți butonul de like, iar pentru a nu rata următorul videoclip, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări. Pe curând!